Acum am ajuns la casa noastră, că am mers tot cu bicicleta prin pădurea Snagov, a doua parte din seria cu zoo, că am fost în aceea zi. Aici avem două caradaște, care una e pe moarte și una e perfect sănătoasă. Aici, dacă vă amintiți, era o șopârlă, am alergat după ea în grupa mare și tot n-a reușit să o împrindem. Da. Am zis că, să știți că recent vrăbiuțele prindă caradaște. Caradaște, acum, adică nu caradaște, ci cicade. Și vreau să văd dacă prindem, dar m-am răzgândit. Și acum se face morgă cu caradașca aia moartă. Hai să facem morgă cu ea. Băi, am găsit un paianjen gigantic. Înainte să încercăm să-l prindem. Cred că o să-l prind. M-au luat o frunză că cam ciupește pe în genou. Ia să-l căutăm. Uite-l. Îl vedeți? Să vedeți un pic. Îl vedeți cât de mare. Acum îl voi lua ușor. Nu știu dacă e veninos sau nu. Nu-l cunoaștem. Îmi place în foarte mare. O să luăm până frunza aici. Luăm un băț. Îl scoatem. Să fiți pe fază. Nu-l cunoaștem pe aia și apoi punem mâna pe el. Uitați-l. Tu s-a enervat. Haideți să încercăm să-l prindem. Îl vedeți mai bine? Aici e pe genul lup, deci e veninos. Vedeți? Pe genul lup, uitați-l la. Uitați-vă câte ochi are. Vedeți pe genul lup? Mamă, frate. Cam periculos. Să nu facem așa, să nu faceți așa niciodată. Dacă nu-l cunoașteți. Deci, pentru oameni nu e veninos, dar pentru animale e super veninos. S-a băgat. S-a băgat, ați văzut? Acum hai să luăm din nou. Dar să știți că, să nu faceți așa ceva, vă zic așa, dar să știți că pentru oameni nu e veninos, dar să știți că are venin. Într-adevăr, nu e veninos pentru oameni, dar are venin, ca să știți. Să încercăm să-l prindem. Avem un băț aici. O să încercăm să ne ajutăm cu focul așa. Uitați-l aici. Se vede. Cam puțin. Cred că o cropință. Dar nu cred că e pe pare a fi pe nu. E pe engin. Hai puțin să-l... E pe engin, v-am zis. S-a ascuns ăla, a plecat. A venit timpul să enerv. Ne jucăm un pic cu focul. A să-l lăsăm acolo. Deci că nu e moartă caradașca. L-am scos acum. Ne mai jucăm un pic ca el cu...
Cărdășca asta. Ia să punem aici. Am zis că să știți că dacă... Ia să punem așa mai de aproape, să vedem mai bine. Dați-mi un pic ce piele are. Vedeți? Ziceți că este un gândac de ăsta, războinic. Și dacă vom atinge pe spate, dacă mă atinge pe spate, nu, se va ridica, se va enerva, să vedeți. Vedeți, uite. Vedeți că mușcătura doare destul de tare. Cealaltă aia moartă am aruncat acolo. Poate eu vrea, ia vreo pasăre. Dați-vă la sunetul la el. E enervat rău de tot. Uitați-vă cum a prins vațul. Bă, ăla a dat drum. Holy. Îl luăm așa. Iată. Iată. Apa, apa, nu fărdi, nu fărdi. Am, îl vedeți că s-a întors? Știți că dacă bagă ghearele în piele, se scoate destul de greu. Nu fugi, nu fugi, nu fugi, nu fugi, nu fugi. Ies, am salvat. Ia. Hai să-i dăm drum la băiatul ăsta. Bă, se va ascunde sub cușcă. Hai să o punem sub cușcă. Acolo, acolo punem. S-a dus. Bă, ce-am găsit un peanjen destul de micuț. Nu știm ce... Cred că poate alias alt peanjen. Nu știm ce specie de peanjen este. Să-l mărim. Să-l mărim mai bine. Oricum e bine ce facem noi acum. Băieți, că am găsit aici, până nu se vede pe aici, să se mărim mai micuți. Uite-l. Ba nu. Nu-l mai văd. Facem camera fi mai mică. Dar nu se vede, nu știu. Dar am găsit, gata. O să vă camuflează foarte bine. Mă joc cu focul, dar ziceți că este... O să încercăm să-l prindem. E un păianjen micuț. A fugit, ba nu. M-a prins, ba nu. Ce s-a fugit? L-ați văzut, da? Băi, să pun camera de sus să vedem dacă Cărdășca mai vedem. Dar și nu cred. Oh. Nu se mai vede. Vezi că asta a fost clipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Pășbașba!